Bine v-am găsit în emisie Focus. În 5 ani de emisiune în care am căutat oameni interesanți și fenomene ciudate, am trăit tot felul de experiențe. Am zburat cu deltaplanul, am cutreierat în noapte pe duri, am plutit în condiții extremale cu șalupele, încât am crezut că am consumat toate senzațiile tale. Nu știam că cea mai dură experiență televizată abia ne așteaptă. Este vorba de vizita în peștera Emil Rakovice din satul Criva-Briceni. Cele 6 ore petrecute în peșteră, trăite într-un amalgam de mister și, de ce n-am spune-o, frică, ne-au schimbat optica de contemplare asupra multor lucruri din viață. Vă invităm în continuare împreună cu noi să vizitați peștera Emil Rakovice. Totul a început într-o bună zi în care Vitalie Botnaru, cercetător științific la Institutul de Geologie și Seismologie a Academiei de Științe, ne-a invitat într-o expediție în peștera Emil Rakovice. Despre această peșteră știam din auzite, dar una-i să auzi și alta-i să vezi. Fără a ezita prea mult, am acceptat. Drumul de la Chișinău spre Criva, care se întinde pe vreo 280 de kilometri, ne-a luat vreo 5 ore, timp în care s-au făcut mai multe glume pe seama aventurii noastre. Ajungi la intrarea în peșteră, am început să ne echipăm. Pentru a intra în peșteră, e nevoie de un echipament special. Cizme din cauciuc, combinezon impermeabil, mănuși, caschetă și o sursă de lumină. În peșteră se intră printr-o fântână adâncă de vreo 30 de metri. Pe marginea ei stau două cruci. Peisajul deloc încântător, sinistru chiar, a dat un impuls glumelor macabre. În timp ce noi ne preocupam de echipare, dar cu gândul la cele două cruci, speologii de la clubul Abis, călăuzele noastre în Imperiul Întunericului, aveau alte probleme. Pentru o expediție în peșteră s-au adunat prea mulți doritori. Я не знаю, сколько человек, 20-30 сегодня. Больше 20 лет, точно. Да больше. Маленько определиться, во сколько группа сбивается. Минимум на 2, а еще лучше на 3. Да, в идеале вообще на 4. După ce am trecut instructajul, am semnat în registru, am pozat pentru eternitate și înainte spre întuneric. Toată lumea a considerat că noi, cei de la televiziune, trebuie să intrăm primii. Televiziunea cum a intrat? Nu ne-a plăcut ideea, dar ne-am conformat. Cu echipamentul televizat bine ambalat, ne-am aruncat în necunoscut. Fântâna este împărțită în 6 sectoare. Lumina zilei dispare deja la al doilea. Odată cu dispariția luminii naturale, te învăluie niște senzații stranii, probabil de frică. Senzațiile se amplifică cu fiecare treaptă și gândul de a te întoarce devine tot mai provocator.
aerul devine tot mai rece și tot mai umed. Și când se pare că ce e mai greu a trecut, îți dai seama că te-ai înșelat. Trecerea din fântână în peșteră abia de se vede. O gaură de șoarece în care cu greu îți încap umerii și care, imediat ce intri în ea, mai șicotește undeva. Tubul pare să nu se mai termine, deși are vreo 3 metri. De aici chiar nu te mai poți întoarce. Dorința de a da de capătul acestui tub, plin cu noroi, parcă îți mai adaugă ceva forță. La capătul tubului te așteaptă o sală înaltă de vreun metru jumătate pe alocuri doi, dar care, după drumul parcurs, ți se pare o imensitate. Din curățenia hainelor a rămas doar o amintire. Această trecere e foarte greu de filmat, iar ceea ce vedeți acum sunt imagini oferite cu amabilitate de Clubul Speologic Abis din Chișinău și sunt realizate după ce ei au lărgit și curățit infernala trecere. M-am gândit când mergeam prin trecerea cea mai complicată că de fapt este foarte greu și aiurea să fii producătorul unei emisiuni care vrea altceva. Acum, chiar tot ce a fost mai greu a rămas în urmă. Cu cât înaintăm mai mult, cu atât sălele devin mai spațioase. Treptat, frica este înlocuită de admirație. Admirație pentru ce a putut să construiască natura în adâncuri, ferit de lumină și de ochii tuturor. Da, câte ori sunteți în peșteră? De câteva ori am fost. Îmi place mult. De fiecare dată vin așa ca într-o poveste. Din istoria omenirii e o întrebare. Deși pe omul atrage totuși sub pământ și mai departe. Nu știu, sau provenim de aici, sau avem ajunge. Eu așa creații naturale n-am văzut. Aici, la fiecare colț, apar noi și noi galerii în toate direcțiile. Fără un ghid care cunoaște foarte bine această peșteră, este foarte simplu aici să te rătăcești și să nu mai găsești drumul spre ieșire. Dar fiecare galerie și fiecare piatră, de fapt, din această imensitate are farmec cu ei și probabil din cauza asta oamenii vin de fiecare dată din nou în peșteri. Deci suntem la adâncime de vreo 30-35 de metri. Cam cât ar fi stratul, grosimea stratului deasupra? Știi cineva? 40 metri de vietră. Deci stratul care stă deasupra capului nostru acum are grosimea de vreo 40 de metri. Aici sunt niște culori foarte interesante, de parcă ar fi din lână, dintr-o stofă foarte fină. De fapt este argilă. Dar natura le-a construit atât de frumos că ai impresia că chiar ești într-o poveste. Dacă n-are denumire, eu aș propune asta să se cheme sala teatrului. Cei care așteaptă să vadă în peștera Emil Racoviță stalagmite înalte și stalactite până la podea vor fi dezamăgiți. Peștera e foarte tânără și cele mai mari stalactite din lut abia de ating lungimea de vreo 10-15 cm. Câți ani are peștera?
Deci gipsurile s-au format deci, cu 16 milioane, aproximativ 16 milioane de ani în urmă, dar pește cred că are 10, poate chiar și sute de mii de ani s-au format. Dar galeriile astea le-a săpat apa în... Bineînțeles. Deci geneza ei, după cum au spus specialiști și din România și din Ucraina, are o geneză, deci, datorită apei de la suprafață, ce numit prin crăpături, și apa subterană. Deci nivelul ăsta apei subterane, deci el a fost tot timpul variat. Deci, când se ridica, deci dizolvarea a fost din ambele părți, și de sus și de jos. Deci, dar e bineînțeles că, în primul rând, apele de la suprafață, pentru că ele sunt mai agresive și are loc de dizolvarea rocii mai repede. E clar că roca de gips se deosebește mult de roca de calcare, dar dizolvarea, deci noi putem să vedem crepătorii tectonici, până a pătruns apa de la suprafață, s-au format deci, niște umpluturi de calcare cu argilă. Și sunt aceste umpluturi, practic au rămas, roca prin prejur s-a dizolvat, dar însă și statul ăsta a rămas de calcare, care s-a dizolvat mai în greu. Peștera Emil Racoviță a fost descoperită întâmplător. În 1959, după o explozie produsă în cariera de gips, s-au deschis două guri din care a năvălit apa. Apa avea un debit foarte mare și a inundat imediat toată cariera. Au fost instalate mai multe pompe care scoteau apa din carieră. Din gurile deschise, apa a curs câteva zile. Deci aceste galerii sunt rezultatul muncii milenare a apei. Sistemul carstic Emil Racoviță se află într-o zonă carstică destul de masivă și este una dintre cele mai mari zone carstice în rocă de gipsuri din lume. Deci în partea de nord a Moldovei și în Podolia sunt straturi de gipse amplasate, deci unde sunt dezvoltate mai multe peșteri în gipsuri. Este Optimisticea, Scaia Ziornă și Emil Racoviță. Sunt trei peșteri, cele mai mari peșteri în rocă de gips din lume. După volumul sărilor, peștera Emil Racoviță este lider. Deci, însăși, galeriile sunt peste 100 de kilometri, dar volumul întrec, practic, cele două peșteri, Optimistica și Ziornă. Deci, pentru știință, au un rol enorm, pentru că aici sunt, în primul rând, niște sedimentări foarte importante, care au o importanță mult pentru paleogeografie, pentru paleoclima, pot fi deci, studiate aceste straturi de puneri care ajung până la un metru grosime. Cercetările științifice din peștera Emil Racoviță, care au început în 1977, au arătat că golurile sunt amplasate în 3-4 nivele, dintre care cel de jos se află sub apă. Echipa a reușit să treacă și să topografieze fragmentul unui nivel mijlociu. Nivelul superior, în multe locuri, este blocat. În prezent sunt descoperite galerii cu lungimea totală de peste 90 de kilometri și este a treia peșteră în gips din Europa după lungime. Galeriile descoperite sunt foarte mari. Despre acest lucru vorbesc și denumirile lor. Sala celor 100 de metri, sala așteptării, soborul, cimitirul dinozaurilor. Înălțimea unor săli depășește 11 metri, au peste 38 de metri lățime și lungi de peste 100 de metri. Tu când ai fost prima dată aici? Я думаю, что это было достаточно давно, 89-й год. И что-то изменилось с тех пор? Ну, изменилось, ну... Так, фигурки новые налепили. Но это человек сделал. Человеческое, да. Изменения в основном человеческие. Но с тех пор, в принципе, и структура пещеры немножко поменялась. Немножко вода кое-где добавилась воды, кое-где вода ушла вообще. То есть, ну, пещера — это тоже живой организм. То есть, это говорит о том, что она развивается. Она продолжает жить. Cum s-a schimbat peștera din 77 când ați fost mai prima dată? Când am fost aici prima dată, pe pereți era mai mult praf de magneziu, acum e puțin. De asemenea, pardoseala s-a cam lăsat, atunci era mai orizontală. Probabil că... E factorul uman sau a naturii? Nu, e factorul a naturii, fiindcă s-a dus mai multe ape, doar pompează din cariera apă și respectiv se lasă nivelul în jos.
Până în 1959, peștera era de fapt un râu subteran, care nu comunica cu exteriorul. Se presupune că apa venea din adâncuri prin astfel de orificii. În peșteră sunt descoperite mai multe lacuri, care de altfel prezintă și un pericol. Apa este atât de limpede și calmă încât nu-ți dai seama că există. O piatră aruncată îi conturează malurile. Este un fel de spune că este un lac, este mai mult o baltoacă cu apă, apropo, foarte limpede, care se tulbură de la aruncările noastre cu pietricele. Wow, ce de transparentă apa! A scăzut nivelul apei aproape un metru jumate. Dar până unde era apa? Până la sticla asta de aici. Yes? Aha. Și din ce cauză a scăzut? Legat cu nivelul apei subterane, care este în cărere. Ele periodic se ridică și se coboară, da? Deci apa era până aici? În peșteră sunt foarte multe lacuri. Numai în 77, când prima expediție moldovenească a venit, am descoperit 12 lacuri. Dar mai apoi au fost descoperite încă o sumă de ele. Apa este potabilă? Apa, atunci noi am luat analiză a apelor din aceste lacuri și s-a dovedit a fi de tipul ESF-K20. Foarte curat. Nu pot spune în ce stare este acum, că văd că e nițel tulbur față de cum era. Din ce cauză, presupuneți? Probabil că au fost foarte multe expediții, nu întotdeauna toate au fost din oameni conștienți. Se variază foarte mult nivelul apei subterane, deci noi am considerat la început că este o pește care are lacuri care sunt nu comune cu apele subterane. Dar acum ne-am convins că unele lacuri totuși comune cu apele subterane. Deci depinde de pumparea deci apei din cariere. Dar trebuie totuși un studiu hidrogeologic serios de făcut, de văzut totuși în ce parte a peșterii aceste ape, pentru că sunt niște indicatori buni pentru, în general, studierea hidrogeologiei a zonei carstice în general. Deși intrarea în peșteră se află pe teritoriul Moldovei, o bună parte a ei se întinde și sub pământul ucrainean. E o posibilitate unică de a trece hotarul dintre două state fără a prezenta actele. Mi s-a spus că suntem pe teritoriul Ucrainei. Iată că lumea subterană este fără frontiere și fără pașapoarte. Vamen subteran nu există. Poate doar anumite porțiuni pe care nu fiecare se încumetă să le treacă ar putea servi drept vamă. Stresantele labirinturi ale peșterei se împrăștie ca tentaculele unei caracatițe. Ele pornesc din săli destul de mari în care parcă îți regăsești liniștea și o iluzorie stăpânire de sine. Dar, privind la numeroasele guri de hău, prăpăstioase și înfiorătoare, te încearcă o senzație ciudată, un amestec straniu între curiozitate și frică. N-aveți frică deloc? Nu. Vezi prima dată? Da, a doua. Mai veniți? Mai decât. Uh-huh. Că să avem ocazie. Și chiar n-ați avut frică deloc? Deloc. Dacă n-ați trecut prin gangul îngust? O să leagă greu. Inima ca la iepuri așa, da? Da. Cu certitudine atmosfera din peșteră îți trezesc instinctele primare. Încep să înțelegi de ce oamenii primitivi se protejau în grup. Spiritul de grup ne-a marcat permanent, atât timp cât ne aflam în peșteră. Orice luminiță de pe casca unui vizitator, mai aproape sau mai departe, ni se părea salvatoare. Era legătura noastră sentimentală cu civilizația, lăsată undeva la vreo 40 de metri deasupra.
trebuie să ai o doză de nebunie ca să ajungi aici. Mereu ai o senzație de frică, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta și poate numai din orgoliu nu ne-am întors înapoi. Mulți au renunțat la intrare. O senzație de necunoscut, destul de abăsătoare, deja ne-am obișnuit cu pământul. Deși intri cu oameni absolut necunoscuți, într-un moment toată lumea îți devine prieten. N-ai altă șansă. Te poți dușmăni acolo sus. Aici lucrurile le simți altfel. Există viață în peșteră? Deci, în afară de noi? Noi am recoltat probe deci, de mâl, din lacuri și de apă. Nu s-au găsit, deci numai ciuperci. Dar cred că ciuperci a fost adusă deci, din afară. Deci, practic, ciuperci de mucegai, care pe hârtie s-a... Dar fauna n-a fost găsită. Nu sunt nici lilici, pentru că este la o adâncime mare amplasată peștera. Dar sperăm să facem niște analize, poate niște microorganisme sau deci, dar deci din insecte nu au fost găsite, mai la intrare câteva. Din cauza frigului sau pentru că e prea adânc în situat în pământ? Deci, în primul rând, ea a fost deschis nu de mult și deci n-a fost populată una. Două sunt condiții nu prea prienici pentru dezvoltare. Deci nu sunt uscate ca cele din calcar, sunt umide, sunt reci. Și în jurul de 230 grade de temperatură. Și umiditatea ridicată până la 90-95%. Viața în peșteră nu există, dacă facem abstracție de aceste personaje care își duc existența în sala așteptării. Asta o fi cenușăreasa. Da. S-a lucrat probabil mult la ea, s-a lucrat pe detalii. Până în 1991, peștera purta numele Cenușăreasa și cineva a hotărât să ridice un monument. Cenușăresei îi fac companie și alte personaje mai puțin cunoscute. Întunericul și necunoscutul este foarte apăsător dacă nu ai o activitate. Și aceste figurine sunt probabil rezultatul luptei omului cu propria imaginație, care, cuprinsă de panică, creează de obicei monștri. În cazul nostru, a creat aproape opere de artă. Specialist a zis că e mai bine să fac sculpturi de genul ăsta decât să scrie că aici a fost Vasia. Peșterele te ademenesc, dar și te înfioară în același timp. Fantezia impulsionată de misterul eternicului întuneric, prăpastiile fără fund, formele ciudate create de jocul luminii și a umbrei, necunoscutul ce se ascunde după fiecare cotitură, a creat o mulțime de legende cu personaje de tot felul. Peștera este desenată doar în culori sumbre și fiecare pată de culoare mai aprinsă te încântă. Argilă roșie aici. Aspectul peșterii s-a schimbat de 77. Deci, firește că frumusețea va rămâne totdeauna. Foarte frumoasă. E ceva deosebit, ceva. Ce pur și simplu stând afară nu poți să-ți închipi că există așa ceva sub pământ.
Cei care au mai fost în peșteră afirmă că sunt mereu chemați la nivel de subconștient înapoi. Este o misterioasă chemare a necunoscutului. Specialiștii însă vin conștient pentru a investiga posibilele bogății naturale sau posibilitățile curative ale aerului din peșteră. Încă în 1907 am observat chiar de tușeam la suprafață, acolo că dormeam în corpul și mai era și timp ploios. Și intram în peșteră, tot să ne-o luăm cu mână. Am luat probe și de aer, am dus observații asupra temperaturii, umidității, mișcării aerului și la Academie de Știință analiză au arătat că e aer ionizat. Ceea ce înseamnă că e posibil în viitor să fie unul din mulți sanatorii care tratează oameni cu asemenea aer. Eu cred că nu putem să vorbim despre toată peștera ca obiect turistic. Poate fi un sector ceva mai departe, după ce va fi studiat, după ce vor fi niște recomandări, e vorba și de securitate și de investiții, deci și alte probleme. Deci haideți deocamdată să o cercetăm, să vedem da, și genezei. Să vină place doar cercetătorii. Cercetătorii, da. Bineînțeles, pot veni și ceilalți doritori, dar împreună cu cercetătorii. Pentru că dacă încep să vină multe oameni, deci este foarte firevă și păcat că o să o pierde. Noi am ajuns doar până la sala așteptării. Dacă ne uităm pe hartă, segmentul este foarte mic și nici traseul nu a fost unul cu multe obstacole. Cu toate astea, drumul a fost foarte extenuant. Acum mă gândesc la sărmanii partizani din catacombele de la Odessa, chiar că le-a fost foarte greu. Sunt înguste de 10 ori, deci mai înguste decât sălile de care s-a aici. Dacă coborârea prin fântână a fost una ușor isterizată, inconștientă, atunci întoarcerea înapoi a devenit una conștientă, aproape violentă. Ești motivat să pășești dincolo de oboseală mai repede, mai energic. Eu cred pe Nicolae Osencu și pe Rodion Șculipă trebuie să scrie cu litere de aur la poarta televiziunii. Fiecare pas te duce mai aproape de lucruri banal de obișnuite, dar pe care vrei să le revezi urgent. Șuprezenia scării de fier nu te mai deranjează. În sfârșit, ridicând ultimul set de trepte, le revezi. Un alt fel de soare, alți copaci, alt cer, alți oameni. Criva, un sat patriarhal de la marginea căruia îți arunci privirea peste linia care demarcă România de Moldova, iar Moldova de Ucraina. Un sat de oameni primitori în care viața se dea până cu minte ca un ghem de lână în mâna unei bunici pe un cuptor, așa ca să mai treacă timpul. Un sat ca multe altele. Dar pentru echipa noastră de televiziune, Criva va rămâne marea noastră provocare. Dincolo de concluziile sentimentale, s-ar impune una practică. Toți trebuie să ne întoarcem cu fața spre această peșteră, dar în afara unui interes personal, pentru că, dincolo de cuvinte mari, stăm în fața unui patrimoniu național. S-ar putea ca labirinturile pustiite de sub Criva să ascundă și un profit turistic, dar pentru asta trebuie să se investească în cercetări. Criva, așteaptă-ne! Vom reveni!
Sigur, camera de luat vederi a șters multe din emoțiile trăite acolo, la 40 de metri sub pământ. Nu a imprimat pulsul la maximum de bătăi și nici gândurile noastre apăsătoare. Dar am înțeles un lucru atunci când am revenit la lumina soarelui, că dacă vom avea posibilitatea să revenim, vom reveni. Nu ezitați dacă vi se oferă posibilitatea de a vizita această minune a naturii. A fost Focus, la revedere!